Poliția Capitalei a transmis printr-un comunicat de presă faptul că Serviciul de Control Intern a început o anchetă după ce a apărut informația potrivit căreia 4 luptători de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale s-ar fi angajat ca bodyguards la nunta lui Florin Salam. Aceasta a avut loc la începutul acestei luni într-un club din Constanța. Conform mesajul.ro, după 8 ani de relație, Roxana Dobre și Florin Salam au decis să-și organizeze nunta. Fii de îndrăgostiți au ales ca fericitul eveniment să se desfășoare pe malul mării pe data de 1 iunie, de ziua copilului, cu o mare însemnătate pentru aceștia, deoarece sunt părinți iubitori și responsabili care își adoră copiii. Însă acest eveniment a generat multă vâlvă în jur. Conducerea Direcției Generale de Poliție a Municipiului București a dispus efectuarea de verificări prin Serviciul de Control Intern. La finalizarea acestora, în funcție de rezultat, vor fi dispuse măsuri în consecință, a transmis Serviciul Informare și Relații Publice al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București. Potrivit gândul.ro, care citează surse din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, la aproximativ 2 săptămâni de la eveniment, ofițerii Direcției Generale de Protecție Internă ar fi întocmit un dosar pe care l-ar fi prezentat superiorilor de la minister. În raport se menționează că 4 lucrători SAS din cadrul Poliției Capitalei ar fi participat în calitate de agenți de bază la petrecerea de nuntă a cântărețului Florin Stoian, zis Salam sau Fermecătorul. Aceeași sursă spune că ofițerii Direcției Generale de Protecție Internă ar fi întocmit deja un raport pe care l-au înaintat la MEAI, relatează mesajul.ro.